De luna aceasta, conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina organizează în fiecare săptămână întâlniri cu pacienții și aparținătorii pentru a semnala eventualele probleme cu care aceștia s-au confruntat pe parcursul internării. Prin aceste întâlniri se dorește îmbunătățirea calității serviciilor medicale, dar și o mai bună comunicare a cadrelor cu pacienții. O doamnă care, începând din 2010, a tot avut anumite probleme de sănătate, și a avut internare pe secția chirurgie, pe secția neurologie și doamna ne-a semnalat, dacă vreți, nu a fost vorba de o reclamație sau de anumite probleme legate de o mai bună comunicare care ar trebui să vină, spunea dumnea ei, mai ales din partea cadrelor medii. Adică dacă din partea medicilor a avut numai cuvinte de laudă, asistenții medicali să vorbească mai frumos cu pacienții, să fie mai bine informați vis-a-vis de ceea ce urmează să li se facă în salon. O mai mare, dacă vreți, empatie între personalul medical și pacienții care vin, pentru că un pacient în momentul în care intră în spital înseamnă că are o problemă reală. Și atunci trebuie să empatizăm mai mult cu acești pacienți și să facem ca zilele pe care le petrec în spital să fie unele confortabile. Întâlnirile vor avea loc în fiecare zi de miercuri de la ora 12 în sala de ședințe din ambulatoriul Spitalului Județean. Pe lângă directorii unității medicale, la aceste acțiuni vor participa și medici șef de secții. Problemele semnalate vor fi analizate în Consiliul Medical și se va încerca rezolvarea lor. Pentru că într-un spital nu este nevoie doar de dotări și investiții, ci și de o atitudine corespunzătoare din partea cadrelor medicale, susține managerul Elena Vișan. Dacă investiții se fac și se vede un salt enorm în ceea ce privește curățenia în spital, în ceea ce privește faptul că se fac eforturi pentru îmbunătățirea condițiilor hoteliere, sunt anumite lucruri, poate mici, care țin de atitudine, de comportament al nostru ca și salariați ai spitalului. Lucruri mici, dar care pot să facă diferența. Următoarea întâlnire dintre reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina și pacienți sau aparținători va avea loc miercuri 21 septembrie.